Desfășurăm astăzi, în săptămâna premergătoare aniversării Zilei Armatei României, o serie de activități, eveniment, Armata României în școli. Ne propunem să evocăm jertfa militarilor români din al doilea război mondial, cu accent pe acțiunile militare din octombrie 1944, când s-au eliberat ultimele brazde de pământ românesc din partea de nord-vest a Transilvaniei. Cu această ocazie ne propunem să promovăm imaginea învățământului militar, mai precis a colegiilor militare naționale și a academiilor militare. Pentru aceasta avem sprijinul Biroului Informare și Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Maramureș. De asemenea, Batalionul 813 Infanterie Maramureș ne va asigura un stand de prezentare a armamentului și echipamentelor militare din dotarea militarilor din acest batalion. Am ales Colegiul Național Militar pentru că studiile sunt la un nivel superior. Se pune foarte mult accent pe materie, inclusiv la olimpiade și concursuri. Noi obținem printre cele mai bune note și punctaje. Și pentru că este o pasiune de-a mea. Încă de mică am zis că vreau să urmez o carieră militară și cu multă muncă am obținut această dorință. Eu am ales Colegiul Național Militar deoarece am vrut să văd dacă pot să mă dezvolt și am vrut să văd dacă... L-am luat ca și o provocare și din moment ce am fost admis, am spus că pot să continui pe drumul acesta pentru că mă poate dezvolta pe plan profesional. Ce te-a făcut să alegi această carieră militară? Deoarece armata nu reprezintă un job, reprezintă o carieră. Și e un serviciu stabil, e un loc de muncă stabil. Noi nu ducem grija zilei de mâine. De fiecare dată știi că poți să mergi mai departe. Cariera militară înseamnă să profesezi tot timpul, nu rămânem niciodată la același nivel, urcăm în fiecare zi o treaptă mai sus. Ce le transmiți celor care vor să vină către o carieră militară și mai ales fetelor? Este greu? Nu este atât de greu pe cum zice lumea. Se poate, doar trebuie să avem voință și determinare foarte multă. Dacă dorești o carieră militară, trebuie să muncești. Sunt student în Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu și m-am făcut să aleg această carieră militară, practic, deoarece acest tip de învățământ superior combină sportul cu învățământul. Și mai ales pentru că în familia mea este o tradiție din tată în fiu. Este greu? Ce le transmite celor care ar vrea să vină, iată, către o carieră militară? Le-aș transmite faptul că nu este așa de greu, deoarece momentan sunt foarte multe fete care fac față cu brio și totul nu depinde doar de fizic, depinde și de psihic, care contează cam cel mai tare